Bună seara, bine ați venit la lecția numărul 7 a cursului nostru Secretele Bibliei din perspectiva înțelepciunii Cabala. Cum v-am obișnuit, avem pasaje selectate din această carte minunată Dezvăluind Secretele Bibliei de la editura noastră, editura ARI, și am selectat mai multe pasaje care sunt puțin așa mai greu de descifrat și vom încerca împreună să le descifrăm și să facem și un atelier pe baza lor. Și primul pasaj prin care încercăm să decriptăm aceste secrete ale Bibliei, adică înțelesul mai adânc al textelor pe care le vedem în Biblie, se referă la tot ce înseamnă nașterea unui nou nivel. Și spune textul în felul următor la pagina 66. În lumea spirituală, nașterea implică apariția unui nou nivel. Cu alte cuvinte, luăm acea parte a dorințelor noastre pe care putem năzui să devină dăruire către ceilalți și le corectăm în iubire pentru cei din jur. Vlăstarul acestei operațiuni capătă numele de fiu. Deci tot timpul când vedem scris în Biblie că, de exemplu, Adam și Eva a avut un fiu, sau Isaac și Rebecca, cum este în acest fragment pe care o să-l continuăm, au un fiu, înseamnă că Isaac urcă la un alt nivel. Tot timpul când se naște un fiu, practic în limbaj sefirotic se naște un nou parțuf, este un nou grad pe care îl atinge o persoană. Ce înseamnă acest nou grad? Este capabil să lucreze cu, cum spune textul, luăm o parte a dorințelor noastre, bineînțeles dorințe de a primi, dorințe egoiste, pe care putem năzui să devină dăruire către ceilalți. Deci luăm o parte a dorinței de a primi și o corectăm în dorința de a dărui. Acum, ce înseamnă această parte a dorinței noastre de a primi sau dorinței noastre egoiste pe care o convertim în dăruire? Și textul continuă și spune în felul următor, că ne explică. De aceea petrecem mulți ani căutând cum să alegem din dorințele noastre egoiste, cum să luăm din ele doar pe acelea pe care ne putem construi următorul nivel. Și de aici un exemplu foarte frumos. Astfel, sterilitatea lui Rebecca timp de 20 de ani reprezintă 10 sefirot de or yashar, lumină directă, și 10 sefirot de or hozer, lumină reflectată. Până când toate acestea alcătuiesc o structură completă care devine o naștere. Deci, faptul că se spune că 20 de ani Rebecca a fost stearpă, n-a dat naștere unui fiu, se referă la faptul că trebuiau să treacă tot acest sistem care se numește 20, însemnând 10 sefirot lumină directă, 10 sefirot lumină reflectată. Lumina directă este atitudinea Creatorului față de noi. Lumina reflectată este răspunsul nostru față de ceea ce primim de la Creator. Și în măsura în care noi reușim să acoperim cu 10 sefirot de lumină reflectată cele 10 sefirot de lumină directă, noi avem lumină interioară sau orb nimi. Sau dăm naștere unui nou parțuf, dăm naștere unui gust interior, a unui lumini interioare, care va da naștere la un nou parțuf, în limbaj biblic la un nou grad sau la un fiu. Sau la o fică, depinde, da. Naștere la un nou grad, au copii. Așa, aici e important în textul ăsta următorul fragment. Cum să alegem din dorințele noastre egoiste, cum să luăm din ele doar pe acelea pe care ne putem construi următorul nivel. Și asta e foarte important, pentru că cum mai putem interpreta textul acesta? Noi facem interpretarea a textului la interpretarea textului, pentru că textul acesta tălmăcește textul din Biblie. Noi venim să tălmăcim textul care tălmăcește textul din Biblie. Cum putem să interpretăm ce spune Michael Lightman în acest fragment? Putem să interpretăm în felul următor. Noi foarte mult timp căutăm să vedem ce putem corecta. Eu acum, oricât m-aș chinui eu, nu pot corecta pe doamna, Izabela, care este vecina mea de la etajul 3. N-am cum să o corectez. Ok, eu pot să o corectez în interiorul meu. Adică doamna Izabela are o atitudine față de mine, să zicem negativă. Eu pot să spun, ok, așa este dânsa, îi dau pace, o justific, are ea problemele ei, de aceea le revarsă asupra mea. Și corectez acea parte în interiorul meu cum ar veni.
Dar eu nu pot să o duc pe doamna Rebecca, pe doamna Izabela mai departe, pentru că dânsa nu are toată această înțelepciune cu care eu pot să fac o reciprocitate. În schimb, am pe doamna Elena aici, o am pe doamna Sorina, îl am pe domnul Teo, îl am pe Bogdan și așa mai departe. Ei, și ei sunt dorințele mele, cu care eu pot să lucrez mai intens decât pot să lucrez cu vecina mea de la etajul 4, care, sau de la etajul 3, cu care nu pot să fac această reciprocitate. Și de aceea textul spune că mulți ani petrecem cum să alegem din dorințele noastre egoiste pe care le vedem în fața noastră, ca și oameni, aceste dorințe egoiste, care sunt parte din noi. Acest Adam care s-a spart în atâtea bucăți și noi le vedem în fața ochilor și sunt părți ale noastre și noi trebuie să selecționăm în prima instanță acele părți cu care putem lucra. Ce să lucrăm? Lumină directă, lumină reflectată. Să facem această reciprocitate de dăruire. Eu îmi propun să te iubesc pe tine pentru că știu că și tu îți propui să mă iubești pe mine și facem acest pact, acest arvut între noi, astfel încât să construim acest sistem, cum spune 10 sefirot de lumină directă și 10 sefirot de lumină reflectată, astfel încât să dăm naștere la un alt nivel, să ne dăm naștere nouă la un alt nivel. Ce se întâmplă la un nou nivel? La generarea unui nou nivel, întotdeauna îl naștem atât pe Esau cât și pe Iacov, cei doi fii al lui Isaac și al lui Rebecca. Iacov nu se poate naște fără Esau. Și foarte interesant. Și această similitudine o vedem și la Cain și Abel, de care am discutat. Fiii lui Adam și Eva. Prima dată se naște Cain, a doua se naște Abel. Cain ce calitate este? De stânga. La fel cum este aici Esau. Se naște după care Abel și aici îl avem pe Iacov. Abel și Iacov este cealaltă calitate, dreaptă. Deci 10 sefirot de lumină directă, 10 sefirot de lumină reflectată. Și e foarte important de știut că acești doi fii, ei se contrabalansează unul pe altul, pentru că sunt liniile stângi și linia stângă, sau liniile stângi și liniile drepte, sau linia dreaptă. Și nu se poate una fără alta. De aceea tot timpul munca noastră, în grup și în viața noastră, simțim două mari sentimente, de umplere și de goliciune. Dreapta, stânga. Relații conflictuale, ură, război și așa mai departe, și relații pozitive, dragoste, conexiune. Și nu se poate una fără alta. De aceea se spune, Iacov nu se poate naște fără Esau. Pentru că nu poate exista o intenție de a dărui, care este Iacov sau Abel, fără ceva pe care să se poată întemeia. Adică nu putem să avem dăruirea dacă n-am revelat egoismul. Nu putem să avem linia dreaptă dacă n-am relevat linia stângă. Dacă n-avem ura, n-avem nici nevoia de dragostea care să acopere și să justifice ura. Dacă n-avem revelată linia stângă, 10 sefirot de lumină directă, n-avem cum să construim lumina reflectată care să acopere și să facă pace. Da, cum frumos spune Teo, lecțiile de ebraică, Shalom, pace, care să ne dea acest sentiment de liniște și de acoperire și de justificare a Creatorului, indiferent care ar fi atitudinea lui față de mine și ce aș simți eu, pozitiv sau negativ, în evenimentul care vine spre mine, dinspre El. Așa, deci dacă nu avem, deci nu putem avea intenția de dăruire sau linia dreaptă numită Esau, numită Iacov, fără să se întemeze pe ceva. Și tot timpul materia pe care se întemeiază dăruirea este plastelina cu care noi lucrăm, pământul cu care noi lucrăm, pe care trebuie să-l modelăm ca și un lut, este voința noastră de a primi. Vasul nostru ăsta trebuie să-l modelăm. Ce trebuie să-i punem deasupra? O intenție de a dărui. Masahul, ecranul cu care construim lumina reflectată. Așa. De asemenea, Esau nu se poate naște fără Iacov, deoarece nu putem face nimic numai cu egoismul nostru. Deci, iarăși, linia stângă fără linie dreaptă nu putem modela, nu avem forța de a o modela. Ambii trebuie să se nască împreună. Deci, acest fragment ne spune exact cum să tălmăcim nașterea lui Esau și a lui Iacov, după ce Rebecca a fost sterilă 20 de ani, care tălmăcit înseamnă linie directă, linie reflectată sau lumină directă, lumină reflectată, care sunt cei 10 sefiros pe care noi trebuie să îi revelăm și trebuie să îi construim deasupra celor care se revelează.
Așa. Și continuă textul foarte frumos. De aceea păcatul pândește la ușă. Este un citat din Geneza 4:7. În primul rând se naște dorința egoistă de a primi, care trebuie să crească și ulterior apare dorința de a dărui. Mai este foarte interesant acest mecanism fiziologic și l-am mai discutat toată și cu Teo într-un atelier de a nostru de miercuri și o să facem această invitație și cred că și Elena are un grup de doamne cu care lucrează și cu Teo și cu Ghiță și cu Dana Genta și cu Bogdan. Așa, și o să-l invităm pe Știrban Cipriana acolo și pe Vitalie și pe Aris. Nu sunt sigur dacă Aris este o fată sau un băiat, un bărbat sau o femeie. O să invităm acolo. Elena are un grup de doamne cu care lucrează săptămânal. Împreună cu Teo, cu Ghiță Bota, cu Bodan Camara, avem un grup de bărbați cu care lucrăm săptămânal, miercurea de la ora 9:30, fiecare săptămână. Și noi încercăm să punem în practică tot acest sistem despre care vorbește înțelepciunea Kabbalah și să lucrăm în grup de Kabbalah. Și tot scopul cursului este să trecem prin niște noțiuni introductive și niște fundamente ale înțelepciunii Kabbalah ca să putem să ne integrăm toți într-un grup de 10 și să lucrăm împreună. Și e foarte interesant cum apar gândurile în mintea omului. Că de multe ori noi suntem tentați să spunem că primul gând este cel bun. Adică ce-ți vine prima dată, aia ar trebui să faci sau să vorbești sau să acționezi sau să te lași conduși de intuiția primului moment. Primului gând. Și este foarte interesant cum se spune aici. În primul rând se naște dorința egoistă de a primi, care trebuie să crească și ulterior apare dorința de a dărui. Deci tot timpul în înțelepciunea Kabbalah se spune că noi vedem o lume inversată. De aceea e și copăcelul cu rădăcinile în sus și cu ramurile în jos. Invers decât îl vedem în lumea noastră materială. Și atunci, deși mulți am fi tentat să spunem primul gând e de la Dumnezeu și aia trebuie să fac impulsiv, de fapt primul gând impulsiv este cel care vine din ego, din natura noastră. E să răspundem cu aceeași monedă, să fim, cum să spun, să intrăm în jocul acesta ca și șoricelul care intră în rotița aia și el tot merge, sau ca și peștele care merge dintr-un capăt al celălalt al acvariului și el crede că străbate ocean, dar el merge doar între doi pereți a unui acvariu. Și atunci trebuie să ne gândim că primul impuls este cel egoist și noi, și este cel animalic, este cel din ADN-ul nostru de Homo sapiens sapiens, care vine din primate, care vine de, nu știu, sute de mii de ani, din toată evoluția noastră, din mineral, vegetal, animal, Homo sapiens sapiens om, și vine cu acest istoric, cu această voință de a primi, cu acest ego care venim de la naștere. Cum zice versetul din Geneza, păcatul pândește la ușă. Și noi trebuie să construim umanul deasupra, să construim divinul deasupra umanului. Sau să construim umanul deasupra animalului. Și atunci, al doilea gând este cel bun. Deci, noi tot timpul trebuie să facem un calcul. Ne vine o acțiune asupra noastră, o vorbă, un gând, o atitudine a unui prieten, o atitudine a unui străin. Și noi trebuie să vedem dincolo de primul impuls care ne vine. Și primul impuls vine din ego. Și noi pe linie stângă. Și noi tot timpul trebuie să construim linia dreaptă. Justificarea. Ok, este un eveniment negativ. Ce vrea să-mi transmită creatorul prin acest eveniment negativ? Care este binecuvântarea dincolo de nuielușa pe care o văd? Dincolo de pedeapsa pe care o văd? Dincolo de suferința pe care eu o văd în ego și în voința mea de a primi? Că practic ea ne vine să ne reformeze ego-ul. Ea vine să ne reformeze voința de a primi și de a scoate din noi demersul de a construi dorința de a dărui deasupra dorinței de a primi. Este ajutor împotriva noastră. Este ajutor împotriva ego-ului nostru. Ambele dorințe, și acum se dă metafora în Biblie, în Vechiul Testament, sunt ambii fii care cresc. Unul devine vânător, trăind cu animalele, e aceeași metaforă ca și Cain și Abel, acum este Esau și Iacov. Unul devine vânător, trăind cu animalele. Ce înseamnă simbolul animalelor? Voința de a primi animalul, materia, pământul. Fiind nimic altceva decât vitalitate egoistă. Ce vitalitate egoistă? Deci avem nevoie de această vitalitate. Avem nevoie de egoism. Pentru că egoismul este trambulina sau lutul pe care noi îl modelăm și dăm o altă formă. Dăruirea. Vânătorul lucrează cu egoismul, cu voința de a primi pentru a o îmbogăți. Cealaltă dorință are ca scop să dăruiască.
și să ne facă să reflectăm la modul în care să folosim natura noastră pentru a ajunge la împliniri mai mari, dincolo de această viață, la un nivel mai înalt. Deci să trecem de la pământ la cer. Da? Când dorințele cresc și ajung la un nivel mai înalt, se desfășoară o luptă între ele. Lupta dintre frați, fraticidul, care duce și la fraticid. Da? În interiorul nostru, între stânga și dreapta, ceea ce se rezolvă prin cea de-a treia fântână, sau linia de mijloc. Esau trebuie să-și vândă dreptul de întâi născut lui Iacov, sau va muri de foame și niciodată nu va putea să primească lumina superioară. Deci ego-ul moare de foame. De ce? Deși el vrea tot timpul să se umple, el niciodată nu poate să fie umplut. Deci niciodată, datorită primei restricții care spune că Malhut nu va primi niciodată în vasul lui de primire, prima restricție, Țințum Alef, care am învățat-o în sudul celor 10 sefirot, datorită acestei prime restricții, niciodată voința de a primi nu este împlinită. De aceea, niciodată Malhut nu poate să fie corectat. Noi facem corectarea în cei 9 sefirot din fața noastră, care sunt grupul de prieteni, grupul de 10 cu care noi facem studiu aprofundat al Cabalei. Așa. Ceea ce se rezolvă prin a treia fântână. Esau trebuie să-și vândă dreptul de întâi născut lui Iacov, sau va muri de foame și niciodată nu va putea să primească lumina superioară. Deci, voința de a primi nu poate să primească lumina superioară în ego, doar în vasul de deasupra ego-ului, pe care noi trebuie să-l construim. La fel, Iacov nu poate fără Esau, deoarece fără el nu are chelim în care să primească lumina superioară. Deci, Iacov este intenția de dăruire cu care noi primim lumina. Dar fără vasul, fără voința de a primi pe care să construim intenția Masahu, intenția nu are fundament pe care să fie construită. Forma fără fond, capacitatea mea, cunoștința mea de olar, de a face un vas, o, nu știu cum să zic, ce face olarul, farfurii, mă rog, oale. Dacă n-am lutul în sine, nu pot să le fac, deși am cunoștințele să le fac. Pot să am cunoștință dacă n-am materia primă, dacă n-am lutul. Așa. La fel, Iacov nu poate fără Esau, deoarece fără el nu are chelim în care să primească lumina superioară. Așadar, ei au nevoie unul de celălalt. De aceea nu avem nevoie unul de celălalt. Și avem nevoie inclusiv de sentimentele negative cu care inevitabil se nasc între noi. Și ele sunt materia cu care noi lucrăm. Este ceva extraordinar când reușim să percepem aceste lucruri. De exemplu, ieri am primit un telefon de la un coleg de-al nostru drag, Florin Cornescu, care, așa, printre altele, a mai avut așa niște tensiuni cu Teodor Welt. Și Florin Cornescu mi-a sunat ieri la 12 noaptea, că am văzut că sunt online, și mi-a spus: sună-l, te rog, și vorbește azi cu Teo, și am uitat, Teo, să te sun, dar spun acum în direct. Sună-l, te rog, pe Teo și spune că vreau să-l sun și să vorbesc cu el și să-l îmbrățișez și să-l sărut și să-i mulțumesc că el a fost cel care m-a dus și m-a luminat să înțeleg această înțelepciune de cabala și m-a dus la cabala. Bine, el spune că tot creatorul m-a adus, nu Teo, dar creatorul prin Teo. Și spune lui Teo să răspundă la telefon și să vorbim, că mi-e dor de el și mi-e dor să stăm împreună, să vorbim, să schimbăm idei. Deci, acesta este un demers extraordinar care eu nu l-am văzut nicăieri altundeva. Pe mine, oriunde am mai studiat eu sau am mai citit cărți, nimeni nu m-a învățat cum să lucrez cu problemele care apar între noi. Invidie, răutate, ură, conflict. Și cabala vine să spună: e ok că apar, nu trebuie să ne condamnăm că apar aceste sentimente negative. Trebuie cineva să ne învețe cum să lucrăm cu ele. Și să ne învețe că atunci când apare întunericul, este oportunitatea noastră de a face munca cu lumina, de a acoperi cu dragoste ceea ce se naște, acest întuneric care se naște între noi. Și am mai selectat aici niște pasaje despre termeni. Ce înseamnă sterilitate? Sterilitate a unei femei, de exemplu, din Vechiul Testament, nu înseamnă neapărat că nu poate să nască copii fizic, deși la asta se referă textul la un nivel, dar la un nivel mai adânc al secretelor înseamnă: sterilitatea este incapacitatea de a da naștere gradului următor. Este posibil să se dea naștere numai cu combinația corectă a egoismului cu intenția de a dărui celorlalți. Deci a egoismului, linia stângă, cu intenția de a dărui celorlalți, linia dreaptă, combinația lor formează linia de mijloc. Deci simt egoismul, simt voința mea de a primi, simt voința mea de a îmi satisface egoismul pe baza tuturor oamenilor din fața mea pe care eu îi văd, dar simt și trebuie să construiesc, deci asta o simt natural, mi-e dată de la natură egoismul, linia stângă. Eu trăiesc prin studiu, prin efortul meu, prin grup, prin amintirea prietenilor, prin cărți, prin profesori, să-mi construiesc linia dreaptă prin care să spun:
ok, tot acești prieteni de care eu vreau să mă folosesc ca să mă simt bine, vreau să le dăruiesc eu, vreau să construiesc împreună cu ei dragostea și altruismul și vreau să fiu un servant al lor. Și atunci, ambele linii, îmi dau seama că eu trebuie să fiu între ele. Am nevoie și de materia mea egoistă cu care m-am născut, dar am nevoie și de a doua natură pe care trebuie să o construiesc. Și ele trebuie să le împac, trebuie să fac acest shalom, această pace între aceste două tendințe. Și după ce trecem de sterilitate, avem sarcina. Sarcina este o stare în care suntem gata să dăm naștere gradului următor. Aceasta presupune 9 luni de concepție. Ce sunt 9 luni de concepție? 9 sefirot de lumină directă sau 9 sefirot de lumină reflectată. 9 prieteni pe care îi văd în fața mea. Ei mă vor naște la un alt nivel. Cei 9 prieteni pe care eu îi văd în fața mea în grupul de Kabbala sunt prietenii care mă ajută. Pe linie stângă îmi revelează ego-ul, pe linie dreaptă îmi construiește dorința de a dărui. Ei sunt cele 9 luni ale nașterii mele. Nașterii mele, mea, a 10-a sefirot Malhut, care se reformează pe baza celor 9 corecții făcute de cele 9 sefirot dinaintea mea. Precum și o serie de alte lucruri. Acestea depind 9 sefirot de ori așa, lumină directă și Malhut, cea de-a 10-a pe care noi o generăm. Ce înseamnă nașterea? Nașterea este, deci după ce am trecut de sterilitate, după ce am avut sarcina 9 luni, e un oglindă cu ce se întâmplă în lumea noastră. Exact în oglindă, lumea spirituală este în oglindă cu ceea ce se întâmplă în lumea fizică. Cum bine spune și prietenul nostru Iulius de la Timișoara, e una și aceeași lume de fapt. Dar o vedem cu alți ochi. Lume materială, femeia care naște, poartă copilul 9 luni în burtă, sau o vedem cu lumea ochilor spirituali. Vedem lumea spirituală, 9 sefirot care mă nasc pe mine. După același model pe care în oglindă îl vedem în lumea materială. Nașterea este accesul la un nou grad, o nouă dăruire. Deci nașterea este când eu sunt capabil să dăruiesc și mai mult. Când am călărit un cal nărăvaș numit dorință egoistă, l-am îmblânzit și l-am făcut să-mi dăruiască. Este abilitatea de a mă conecta cu toată lumea la un nou grad. Drept urmare, primim revelația dăruirii la gradul următor. Dar tot timpul gradul următor este construit pe ruina vechiului grad. Deci noi avem un grad de dăruire și reciprocitate între noi. Acesta inevitabil se sparge și noi cădem în ură nefondată. Pe rămășițele acestui grad, care a fost de dăruire între noi și care s-a spart, noi construim următorul grad. Avem nevoie de spargere, altfel nu putem să urcăm mai sus. Ne lipsește materia cu care noi să lucrăm. Dar acesta e, universul, creatorul are grijă de noi. Noi nu căutăm spargerea, nu căutăm conflictul dintre noi. El vine inevitabil. Inevitabil lucrurile merg așa. Și vedem asta și într-o familie. Vedem într-un grup de prieteni. Luați 3-4 prieteni, 7 prieteni, mergeți la munte. Prima zi este extraordinară. A doua zi deja încep niște lucruri. A treia zi încep conflicte, a patra zi toată lumea vrea să plece acasă. Deci e natural. E așa făcut sistemul încât să ne construiască, să ne spargă, să ne reconstruiască, să ne spargă. Când nu ne mai putem reconstrui la un alt nivel, plecăm fizic din această lume și murim. Când nu mai evoluăm. Ce înseamnă vânzarea dreptului primului născut, care se întâmplă cu Esau în relație cu Iacob? Cunoscând faptul că egoismul tău este nepotrivit pentru a fi folosit, te scutești de mari dureri. Totodată te va face să consimți să sacrifici egoismul în sensul de a lucra în intenția de a dărui. Cu alte cuvinte, intenția rea devine în același timp una bună. Pentru cine lucrez? Spre beneficiul cui? Spre binele cui? Este spre binele meu sau a altora? Aceasta este o problemă psihologică. Dacă lucrez în beneficiul altora, poți reuși numai fiind influențați de un mediu printr-o educație specială. Atunci vei descoperi totodată că totul se deschide înaintea ta, canalele milei s-au deschis și lumea se umple cu abundență. Deci singur este foarte, foarte greu să te poți seta astfel încât să-ți ții intenția asta de dăruire spre ceilalți. Și spre ceilalți este iar aproape imposibil să o faci spre cei 99% de oameni care interacționezi în viața de zi cu zi. Tu trebuie să începi într-un laborator care se numește grupul de studiu unde îți focalizezi această a doua natură și o construiești împreună cu oameni care și vor să o construiască. Așa, continuăm. Kabbala interpretează întotdeauna povestirile din Biblie ca fiind etape ale creșterii interioare a omului. E o scară, practic. E o scară pe care noi trebuie să urcăm. Trebuie să trecem prin.
Adam, Noe, Avram, Isaac, Iacob și așa mai departe. Trebuie să trecem prin toate aceste stări. Până intrăm în Israel. Ieșim din Egipt, intrăm în Israel. Să ieșim din Babilon, intrăm în locul unde, la țara unde curge lapte și miere. Sau dăruirea. În acord cu scopul lui în această lume, descoperirea Creatorului și atingerea gradului lui, ce înseamnă dobândirea stării de adeziune cu Creatorul. Deci, ăsta este drumul pe care noi trebuie să urcăm. Să luăm voința de a primi, egoismul nostru natural care ne-am născut și să-l alchimizăm în dăruire. Și să vedem viața ca oportunități constante de dăruire către ceilalți. În fiecare zi să ne gândim, ok, ce pot să fac pentru ceilalți? Faptul că traduc un text, faptul că sunt la locul de muncă și îmi fac datoria, faptul că, nu știu, port mască pe timp de coronavirus când este obligatoriu să o port, faptul că n-arunc gunoi pe stradă la întâmplare, faptul că zâmbesc unei persoane care, nu știu, poate s-a împins în mine în autobuz, faptul că încerc să dau către ceilalți un act de dăruire interior. Nu vorbim de dăruire fizică, nu știu, să mergem să ne împărțim averea săracilor și să renunțăm la bunuri și așa mai departe. Așa. Până în prezent, spune textul, toate porțiunile, fragmentele, s-au referit la punctul inițial al omului, Avram, care este examinat prin studiu cu grupul în legătură cu învățătorul și cu cărțile din Cabala. Ulterior am descoperit etapa următoare, pe Isaac, urmat de Ismail și Esau. Deci toate aceste nume pe care le găsim în Biblie, practic sunt grade, sunt etape prin care noi trebuie să trecem. Așa, hai să mai strâng niște fragmente. Am selectat mai multe și revenim la termeni, că tot vorbim de scară. Ce este scara lui Iacov? Este linia de mijloc pe care trebuie să mergi. Este calea de aur. Este linia pe care se conectează elementele tale, cele bune și cele rele. De fapt, nimic nu este rău. Dacă știm cum să folosim răul în mod corect, îl transformăm în ceva bun și util. De aceea, scara lui Iacov sunt dorințele noastre, care inițial sunt înclinația rea, după cum este scris, am creat înclinația rea, am creat ora ca mirodenie, sau ca remediu. Bun. Așa, acum e o definiție extraordinară. Definiția iubirii. Și cred că pe asta o să facem și un atelier, că este extraordinară. Iubirea înseamnă că în loc de propria am dorință de a mă bucura, iau dorințele celorlalți pentru a le satisface. Iubirea înseamnă să-mi folosesc capacitățile mele, toate, pentru a-i satisface pe ceilalți. Iubirea este o anulare de sine, nu am nicio dorință proprie, nici ce vreau să fac pentru mine. Exist numai pentru ceilalți. Când ne conectăm unii pe alții în această manieră a iubirii, dobândim toate sufletele, toate celelalte dorințe, care apoi devin ale noastre. Când le împlinim, obținem infinitul Ein Sof. Bun, deci, iubirea înseamnă că în loc de propria dorință de a mă bucura, iau dorințele celorlalți pentru a le satisface. Iubirea înseamnă să-mi folosesc capacitățile mele toate pentru a-i satisface pe ceilalți. Iubirea este o anulare de sine, nu am nicio dorință proprie, nici ceva ce să vreau să fac pentru mine. Exist numai pentru ceilalți. Când ne conectăm unii cu alții în această manieră a iubirii, dobândim toate sufletele, toate celelalte dorințe care apoi devin ale noastre. Când le îndeplinim, obținem infinitul Ein Sof. Și cum facem toate aceste lucruri? Ne va lumina prietenul nostru în tricou galben, foarte frumos, Theodor Weld, care va începe atelierul nostru foarte bine. Deja ai enunțat și soluția. Suntem în un laborator, în primul rând, în care să fim împreună cu alți oameni care doresc același lucru, să evolueze spiritual, să se apropie de Creator, să facem voia Lui, care înseamnă să fie precum în cer și pe pământ și așa mai departe. Revenim practic la alegoriile care le-ai explicat. Cum facem asta? Tot ai spus mai devreme, încercăm să descoperim iubirea, adică să
ne ridicăm deasupra egoismului care permanent se revelează în noi și în relația dintre mine și semenii mei, și din grup, de exemplu. Și în momentul în care încerc să mă apropii de ei, să manifest acea iubire utopică, descoper cât nu reușesc să am această iubire față de prieten, se revelează primul gând, gândul egoist. Ce mi se mie din asta, eu trebuie să am primul și ultimul cuvânt, eu sunt cel mai important, după mine potopul, practic toți trăim prin aceleași stări, nu numai eu. Și în momentul în care realizăm această stare de spart dintre noi, acest egoist care ne separe, este momentul ideal în care putem face ceea ce este numit în Kabbalah o rugăciune. O rugăciune să invocăm lumina să acopere cu iubire această spargere care tocmai a fost revelată. Deci nu trebuie să ne speriem de, mă rog, conflictele potențiale și ceea ce se revelează între noi neplăcut. Ideal e să nu scoatem afară, să nu exteriorizăm, să nu manifestăm stări interioare, să le lăsăm la nivel interior, la nivel de gând, de trăire și de gând. Și instantaneu să lucrăm cu lumina, pentru că sunt momentele cele mai importante, deci poate să, la nivel interior sunt neplăcute, dar totuși la nivel spiritual sunt esențiale pentru că ne oferă exact materialul de lucru. Să invocăm lumina, să acoperim spargerea cu iubire, să facem acel sandwich. Starea de separare, de spargere rămâne, să creăm un pod de lumină, de iubire pe deasupra. Și practic așa reparăm, legăm toate aceste bucăți de puzzle sparte dintre noi și din noi și încet încet construim ce se numește un parcurs spiritual, o matrice în care putem să primim lumina, acest vas spiritual în care lumina Creatorului să fie prezentă și să putem repara și da mai departe această lumină. Și cu asta mă opresc, deja vorbim prea mult, dar practic am enunțat cumva partea practică, metoda înțelepciunii Kabbalah. Și să-mi dau cuvântul lui domnul Ghiță. Eu aș vrea să plec de la faptul că există singură lume, după cum am înțeles, lumea spirituală. Și noi în lumea asta, în materia fizică, suntem la nivelul de marcu, de marcu. Iar masacrul, acel instrument pe care îl folosim în lumea spirituală, apare numai la nivelul de iese. Și acum îmi imaginez o călătorie spirituală. Adică eu vin la grup cu ego-ul meu, intru în Egipt și împreună cu prietenii mei, prin eforturile pe care le fac, efortul de conexiune, efortul de dăruire și toată munca mea în grup, ajung să ies din Egipt. Și o iau din deșert. Și mă duc 40 de ani din deșert. În 40 de ani în care voi învăța să lucrez în acte de dăruire. Adică, practic, mă îndrept de la Malacul înspre Bina. Ajung la muntele Sinai, la muntele Uri. Și de-abia acolo, când sunt la muntele Uri, când descoperă Ura, ceea ce e un lucru necesar, de-abia acolo voi primi Tora. Adică îmi va fi dată Tora, cu diferență între a da Tora și a primi Tora. Și prin Tora, voi încerca ca cele 613 dorințe spirituale să mi le corectez. Și cea mai importantă lege a Torei este iubește-ți aproapele ca și pe tine însuți. Și de aici, practic, după ce am parcurs întreg acest drum, care e un drum foarte, foarte lung, voi începe de a avea din acest moment să construiesc înțelegerea iubirii aproapelui. Așa cum mă iubesc pe mine însumi. Și prin iubirea față de aproape, adică față de prietenii mei, prin umplerea dorințelor lor, că asta înseamnă iubi pe cineva, ai umple dorința lui,
neținând cont de tine, nu e vorba de tine, e vorba numai de el, așa voi putea ajunge la țelul final, adică înspre la iubirea pentru Creator. E o călătorie foarte frumoasă, așa îmi imaginez, foarte lungă și foarte grea. Și dau cuvântul tu lui Dan. Da, mulțumesc. În primul rând, să vă spun că mă bucur să vă regăsesc și formula asta. Eu vreau să spun un singur lucru, nu vreau să mă întind prea mult, în legătură cu iubirea. Sigur, Ghița a spus adineori că nu există o singură lume, lumea spirituală. Așa este. Lumea noastră e un punct, însă în această lume spirituală. Și până când nu se aprinde în noi, până nu se capacitează, până când nu se trezește în noi acel punct din inimă, nu avem viața spirituală. Suntem în acest punct care este viața materială. Viața în care nu există decât egoism. Nu există nimic altceva. În această viață nu există iubire. Iubirea e numai o păcăleală. Ne păcălim pe noi și ne spunem că te iubesc. De fapt, este o iubire, este o manifestare a egoismului, este o dorință de posesie. Ne sfrângem pornirile egoiste asupra celuilalt. Îl luăm o posesie. De aia și există sentimente ca gelozia, nu? Abia în momentul în care se trezește în noi acel punct din inimă, când facem un pas în spiritualitate, abia atunci când se dezvoltă, cum spunea foarte bine Daniel, începe să se dezvolte linia dreaptă. Deci începem încetul cu încetul să acoperim dorințele egoiste cu dorințe altruiste. Abia atunci începem să învățăm ce înseamnă iubire. Deci ce înseamnă a trăi pentru celălalt. Mă opresc aici. Și Irvan Ciprian. Bună seara. Sincer vă spun, fix ce a spus colegul nostru înainte, erau cam ideile mele cu gelozia, cu iubirea. Eu o să vin să completez. Iubirea este un subiect destul de greu de discutat. A iubi. Depinde cum iubești. Poți să iubești foarte mult, să dai în posesie, să dai în inimeta cealaltă, să dai în gelozie. Poți să iubești puțin și atunci nu mulțumești pe cel care dăruiești iubirea. Deci trebuie să fie o linie de mijloc, să nu dăm în niciun extremă, nici în extrema negativă, nici în extrema pozitivă. A iubi. E greu pe lumea asta să spui că iubești pe cineva, e greu. Când zici că iubești pe cineva, te gândești totuși tot la tine. Adică iubești pe persoana aceea că ai nevoie de ea. Ai nevoie de dorința ei și dorința ta de a fi aproape. A iubi este un cuvânt foarte greu. Este un subiect care în lumea asta nu cred că o să ne descoperim vreodată. Iubirea adevărată. Atât am vrut să zic. Mulțumesc. Dau cuvântul lui Bogdan. Da, iubirea și iubirea necondiționată e un sentiment foarte vulnerabil, deoarece dorești să împărtășești cumva care e o dorință care poți lupta și în momentul ăla devii foarte vulnerabil, deoarece oarecum vorbești din inimă, nu mai folosești rațiunea și vezi cum ego e foarte, foarte, foarte
fragil în momentul ăla și e un sentiment foarte, foarte interesant și plăcut. Dar îmi trebuie să ai cu dorințele, să tare dorințele care să aduce. Cam atât am avut de spus. Și voi da votul doamnei Elena. Da. Bună seara. Mi-am adus aminte de un desen pe care l-a făcut Raf la una din lecțiile lui de dimineață, în care a vorbit despre iubire și dăruire. Și acest sentiment de iubire îl putem experimenta sau îl putem învăța doar în grupul de 10. Eu mă poziționez între creator și ceilalți 9 prieteni ai mei. Deci imaginați-vă, creatorul, eu, prietenii, ceilalți 9. Eu mă anulez, nu există. Așa spunea și în textul care l-a citit Daniel, dacă vă amintiți. Pentru ca să ajung la iubirea necondiționată, primul lucru care trebuie să-l fac în grup, eu trebuie să mă anulez. Deci eu nu exist. Intru în dorințele celorlalți 9 prieteni ai mei și le îndeplinesc. Ați citit Daniel în text. Ce înseamnă că le îndeplinesc? Iau dorințele prietenilor mei și le ridic la Creator. Această muncă de a le ridica la Creator se numește man. Deci eu le ridic la Creator, îl rog pe Creator să le satisfacă sau să le îndeplinească. Creatorul trimite prin mine spre ceilalți 9 prieteni mad. Deci asta este dăruirea. Primul era iubirea, când eu intru în dorințele celor 9, le iau și le ridic la Creator, iar Creatorul trimite mad, adică lumina, prin mine spre ceilalți 9 prieteni. Și asta este dăruirea. Asta poate fi în cadrul grupului de 10, dar poate să fie un alt exemplu, noi, Vanei Baru, să fim între Creator și restul umanității. Când noi suntem acel canal de lumină, între Creator și restul umanității. Noi, Vanei Baru, intrăm în dorințele umanității prin diseminare, așa cum facem, intrăm în dorințele lor, luăm aceste dorințe și le ridicăm sub formă de man la Creator. Iar Creatorul trimite prin noi mad, lumina, spre întreaga umanitate. Deci asta înseamnă iubirea și dăruirea. Asta e munca pe care trebuie să o facem noi permanent, atât în grupul de 10, cât și în întregul grup Banei Baro. Mulțumesc! Vă dau cuvântul Sorina. Da, ca să ajungem la iubire, mă rog, numai apropiindu-ne de cabala ne dăm seama că de fapt și de drept n-am iubit niciodată și nu suntem în stare de acest sentiment. Că ne place doar, ne plac anumite calități ale cuiva, încă nu s-a născut niciunul căruia să ne plac, la care, o persoană la care să ne plac absolut toate calitățile pe care le are. Și facem o selecție, mintea o face atât de repede că nici nu dai seama, e impresia că într-adevăr îți place de omul respectiv. Dar de fapt îți place atât timp cât satisface ție, îți creează ție el plăcere. Nu, eu nu pot acum vorbesc. Și în momentul când conștientizăm acest lucru, în sfârșit, deci numai prin cabala am putut conștientiza acest lucru și să-l văd și la ceilalți, să-l observ foarte bine și la mine, putem exersa acest lucru numai în grupul de 10, exact așa cum s-a spus. Chiar nici nu-mi propun și cred că nimeni nu-și propune să facă acest lucru, acest exercițiu pe care noi îl încercăm în grupul de 10,
să facem cu cineva care nu cunoaște Kabbalah sau cu care nu avem relația aceasta care să stabilește un grup. Imediat cum nu-mi place cineva, mă îndepărtez de el sau imediat îl categorizez. Dar în grup, dacă nu-mi place ceva, imediat îmi aruc aminte pentru ce sunt eu aici. Adică ce caut eu în grupul ăsta? Să-mi fie numai bine și... Deci trebuie să lucrez cu calitățile mele. Prin anulare, prin autoconvingere că tot grupul este corectat și eu nu, și încerc să fiu acceptată de ei și să pătrund în grup, anulându-mă pe mine, impunându-mi să cred, chiar dacă nu e adevărat, dar încet, încet să îmi impun să dau dreptate fiecarei prietene când vorbește ceva, să nu aduc critică, nu numai că nu aduc activ, dar nici în mintea mea. Trebuie să știu clar că tot ce ea vorbește este adevărat și spune lucruri extraordinare pentru mine. Și încet, încet să exersăm să nu mai fim atât de critici, atât de, nu, față de grup, măcar față de grup, și încet, încet să ajungem la calitatea asta față de toată lumea. Da? Până acum este foarte greu. Asta ar fi deocamdată, nu știu dacă este iubire, este doar ce trebuie să place altceva, nu-i face sau anulare, până la iubire chiar e drumul foarte lung. Și cam atât. Mulțumesc! Dau cuvântul Iuliei. Bună seara! Eu știu că dacă am ajuns într-un grup de 10 și ajung să fac diseminare, nu pot transmite informația mai departe decât dacă vorbesc despre iubire. Nu fi existând iubirea, și nici eu poate nu pot să iubesc oamenii, dar știu că mesajul pe care îl transmit este